Vedeți că în fiecare duminică, sărbătoare, Maica Domnului face la Habrân Mundialul Mare, unde vin popor mult evlavios, către Sfânta Icoană, Făcătoarea Maicii Domnului, precum la hramurile mănăstiri. Nu se deosebește duminica aceasta de hramul care va veni, fiindcă ajutorul lui Dumnezeu, Sfânta noastră mănăstire, își îmbracă haină de sărbătoare. Și nu numai pe 8 septembrie, unde ne aflăm în ograda mănăstirii, unde este grădina Maicii Domnului, monumentul acesta istoric, unde este comoara Maica Domnului, Icoana Făcătoare de Minune, sărbătorește hramul pe 8 septembrie, nașterea Maicii Domnului, știm cu toții că în număr mare vin și poporul evlavios pe 15 august de adormirea Maicii Domnului. Apoi, 8 septembrie, hramul mănăstirii, apoi urma de drumul crucii pe 14 septembrie, unde sunt câțiva ani deja, unde a luat o mare amploare și mai tot timp am avut doi erari prezenți la drumul crucii și mult popor evlavios și, în ultimul rând, hramul bisericii noi, catedralei noi, acoperământul Maicii Domnului. Ne-a blagoslovit Bunul Dumnezeu, Maica Domnului, ca în al preasfințitul să binecuvinteze și de adormirea Maicii Domnului să fie prezent Părintele Mitropolit Petru. Apoi pe 8 septembrie vom avea binecuvântarea să sfințim noua clopotniță, frumoasa clopotniță care adăpostește 13 clopote, unde mulți dintre dumneavoastră ați devenit ctitori. În al preasfințitul Părinte Mitropolit Teofan va fi prezent la această mare sărbătoare, atât la hram cât și sfințirea noii clopotnițe, unde va sfinți și binecuvânta ostenelile, oștii destoinice ai Sfintei noastre mănăstiri, timp de 33 de ani aproape și în ultimul rând și aproape 2 ani, iată, s-a finalizat frumoasa clopotniță, unde trebuie să recunosc, mi-am dorit în cei 33 de ani aproape de când sunt aici, ca stare, ca să vă văd intrați sub o clopotniță și să aud cele 13 clopote și să fie doar o singură intrare mănăstirească. Iată, cum spunea bine înaltul primii Dumnezeu, te visez cu ochii deschiși. Și țin să mulțumesc Maicii Domnului și la toți Sfinții și, în ultimul rând, la a doua oștie a Sfintei noastre mănăstiri, fiii mei duhovnicești care au devenit ctitori la cele 13 clopote și să nu uităm, dragii mei, că toate acestea care s-au realizat timp de 33 de ani de muncă osteneală, unde a fost o cetate părăsită a nimănui, s-au făcut spre slava lui Dumnezeu, spre slava lui Dumnezeu și a Sfintei Biserici. Ei bine, Sfinții Voievozi ne-au lăsat altare sfinte, lăcașuri de cult, biserici, mănăstiri, să ne putem întâi sufletul să intrăm și să ne închinăm în mănăstiri, care sunt monumente istorice. Și iată, astăzi putem să vă dăm pildă vie că ați urmat pe Sfinții Voievozi, unde nu puțin sunteți cei care ați contribuit la ridicarea unei biserici a satului dumneavoastră, la ridicarea unei mănăstiri, a unui asil de bătrâni. Toate s-au făcut pe slava lui Dumnezeu, a fost doar o ruină, doar zidul ăsta care îi vedeți și acoperișul până la biserica până la acoperiș monumentul. Și dacă dumneavoastră sunteți podoaba bisericii și ați văzut că eu am muncit cu bănuțul dumneavoastră și l-ați găsit și ați văzut ce am făcut, ne-ați mai dat. Și iată că am refăcut această ruină care arăta ca după război, unde știți că am stat într-o gaură, 3 metri, acum se miră lumea și nu crede că suntem doar 10 monahi și facem față la mii de pelerini. Așa că îi dau laudă slavă lui Dumnezeu, până la urmă este
averea dumneavoastră, bănuțul dumneavoastră aici, rămâne la ceilalți slujitori care vor veni după noi, fiindcă trebuie să recunosc. Eu am spus că ce păcate am făcut de aminte aici când am văzut pustiul ăsta de aici și doar ruinile acestea, fiindcă acum primul dar și ultimul care îl cerea Dumnezeu. Ei bine, acum viața noastră e mâna lui Dumnezeu, dar trebuie să recunosc când băieți mormântul aici, fiindcă aici am îmbătrânit, la 26 de ani am venit aici, iată că am 58, și dacă Dumnezeu drăguțul și măicuța Domnului care o iubesc de mic copil, mă face vreme să fiu aici mormântat, înseamnă că ăsta e cel mai mare dar care îl mai aștept eu. Și bine spunea părintele Schemonal, Serafim, dacă l-ați cunoscut, bunicuțul nostru drag, care îl căuta atâta popor și îl caută și în zilele noastre la mormânt, aprinzând lumânări și punând flori. Părinte, o să simțiți că o să vă fiu alături la necas. După ce am să plec, o să mă simțiți și o să vă fiu de ajutor. Așa este. Foarte multe lume îl caută și în zilele noastre întreabă de Părintele Serafim de Schemona, care ia și cartea lui, și vreau să vă spun o minune cu tremurătoare, care nu prea am spus eu așa. Înainte să moară Părintele Serafim, el deja ne-a pregătit, duceți-vă la camere, fiecare, rugați-vă, și el tare mult și-o dorit să nu moară în pat, să moară pe un scaun. Toată viața lui a fost pe un scaun, cât a trăit în mănăstire. Și avea un copil din lume, el a venit la bătrânețe, 74 de ani, 75, a trăit până la 90 și ceva de ani. Și l-a trimis să se ducă, să se roage, că nu putea să moară. Și l-am găsit jos. A murit jos acolo. Și a lăsat el niște povețe cu tremurătoare, care și în zilele noastre vin foarte mult imeret, dar vine un tânăr și părinte deja era în biserică depus, mort. Și întreabă la poartă, unde îl găsesc Părintele Serafim? Dar zic, ce doriți la Părintele Serafim? Nu i-am spus că bine. Eu sunt de la Focșan. Alaltă seară l-am văzut în vis. Vine la mine urgent. Și m-am pregătit, m-am îmbrăcat, m-am dus să mă spăl în baie și în oglindă mi-apare chipul lui Serafim. Și nu putea să creadă, zic, uitați că îl găsiți în sicriu în biserică. V-a chemat să vă luați rămas bun. Ca să vedeți lucrarea Duhului Sfânt. Cum lucrează Dumnezeu, sfinți nesfinți, prin sfinții săi minunați, prin cuvioși, prin părinți cu viață îmbunătățită, nu mari teologi. El n-a fost teolog, a fost un om simplu. Trăirea, sfințenia din el radia spre toți credincioșii. Și venea și preoți la el și lua sfaturi. Din America venea cineva la aeroport cu avionul numai să-l vadă, să iau binecuvântare. Sau am văzut eu preoți cu copii în brațe. Părinte, m-a trimis la Maicuța Domnului în biserică, la icoana Făcătoarei Mâini, și mi-a spus mâna pe cap că n-aveam copii. Am venit să-l blagosloviți copilașii mei, dar nu 1, 2, 3. Ei bine, dumneavoastră ați auzit trăirea. Ca să vedeți ce lucrează Dumnezeu prin rugăciune. Avem sfinți și pe pământ care nu-i cunoaștem și nu-i știm. Avem credincioși căsătoriți care duc viață de călugăr, viață sfântă, viață curată. Are lucrarea Dumnezeu. Fiecare biserică, fiecare mănăstire are un om ales care îi dă Dumnezeu dar și harul.